Salut! Astăzi vei afla câte ceva despre poemul postmodernist. Mai exact, despre poema Chiuvetei de Mircea Cărtărescu. Și pentru că nu poți pleca la drum fără un bagaj minim de cunoștințe, hai să-ți spun câteva lucruri despre postmodernism. Postmodernismul este un curent literar și artistic apărut la sfârșitul experiențelor estetice moderne, pentru că post înseamnă după. Este un curent apărut așadar după modernism. Dacă ne referim concret la literatura română, postmodernismul a avut primele manifestări în a doua jumătate a anilor 60. El continuă și astăzi să existe, bineînțeles. În câteva slide-uri vreau să-ți arăt ce înseamnă, mai exact, postmodernismul. Și voi începe cu arhitectura, postmodernismul în arhitectură, căci arhitectura a fost domeniul în care acest curent a avut primele manifestări. Iată opera din Sydney. E o clădire sau o scoică? O fi o floare de lotus? Bloc de locuințe din Amsterdam. Mă uit la ele, îmi amintesc de ceva. Marile piramide din Giza. Iată un hotel din Olanda. E o clădire sau sunt căsuțe viu colorate puse unele peste altele? Aici, două blocuri din aluminiu. Mă fac să mă gândesc la doze de suc strivite, răsucite, consumate și aruncate la gunoi. Ai observat? Arhitectul postmodernist se raportează în continuu la trecut. Parcă e un adolescent care vrea cu orice preț să fie diferit. El are o stare de spirit, are o tehnică, o atitudine care șochează. Libertatea lui de creație este absolută. Nu are limite în creativitate, lui nu-i pasă de costuri. Are o viziune originală, proaspătă asupra formelor. Căci, da, postmodernismul este un răspuns la formalismul modernist, printre altele. Dar hai să intrăm și în casă. Designul de interior postmodernist. Un al doilea domeniu în care postmodernismul a avut primele manifestări. Îți trebuie deschidere, nonconformism, disponibilitate spre nou, spre original, pentru a-ți decora locuința astfel. Iată, aici e nimerit într-o lume a basmelor. Patul se urcă pe pereți? Spiralele te aruncă în vârtejul viselor? În artă, postmodernismul este și mai interesant. Stuart Damit Vessel, recipient vas, adică. Observi? Arta modifică realitatea, o transfigurează. Artistul adevărat nu copiază realitatea. Pictorul nu e fotograf al realității, cât de evident devine acest principiu în postmodernism. Iată o sculptură postmodernistă. Observi că artistul are organizat elementele banale, pantofii vechi, uzați, aruncați la gunoi, tălpile lor și returile, rezultând un produs artistic? Să faci rai din ce ai, zicea bunica. Iată aici ceva tipic postmodernismului, colajul. Pe o plajă plină cu femei rubensiene se plimbă pictorul postimpresionist Vincent van Gogh, cu o placă de surf și ochelari de soare. Are treabă, e ocupat. Uite și personajele centrale din pictura lui Georges Seurat, o duminică după amiaza în parcul Le Grand Jatte. Au umbreluță de plajă, dar și colac de salvare. Colaj, culoare, joc, ironie, candoare. Ceea ce vedeți aici, în acest colaj, în literatură se numește textualism. Asta înseamnă crearea unei opere apelând la alte texte, pentru că artistul postmodern trăiește cu povara că ceea ce este important pentru existență a fost deja exprimat. Privește acum cum se îmbracă oamenii într-o viziune postmodernistă.
Te uiți și nu poți să nu te întrebi, atât de puțin a mai rămas pentru a fi originali? Chiar totul s-a exprimat? Chiar totul s-a spus? Încât pentru a mai putea fi original astăzi, trebuie să șochezi? Pentru a fi văzut, observat de cineva, trebuie să agresezi vizual? Dar gata, să recapitulăm. Cum e postmodernismul? Prin ce se caracterizează el? Prin originalitate, prin faptul că e diferit de tot ce ai văzut până acum. E caracterizat de nonconformism, e plin de culoare, adică de viață. Spiritul ludic, joaca e o caracteristică evidentă. Din libertatea absolută de creație rezultă frumosul artistic, deși e dificil să creezi, să porți, să accepți ceea ce vezi, pentru că nu e ceva ce întâlnești zi de zi. E ușor ieșit din limitele normalului. E postmodernism. Așa e că ți se pare că ai priceput cum stă treaba cu postmodernismul? Și totuși, uite, criticul Ovid S. Krohmălnicianu spunea că postmodernismul este monstrul de la Loch Ness al criticii contemporane. Sunt mulți aceia care declară că l-au văzut cu ochii lor, dar descrierea lui este de fiecare dată alta. Acum mai facem un popas înainte de a face cunoștință cu poemul nostru. Știi ce este acesta? Sigur că știi. E logo-ul McDonald's. Cine nu știe? Fundal roșu înseamnă iubire, iubesc. Ce iubesc? Iubesc M-ul. Ce e M-ul? E un munte. Un munte de cartofi prăjiți, atât de iubiți de copii. I'm loving it. Îl iubesc. Scris așa, e prietenos. Ce avem aici? Avem o răsturnare a primei imagini. Seamănă cu prima. Seamănă puțin. E o parodie a logo-ului inițial. Imită, satirizează în mod ironic. M-ul este răsturnat. Nu e un munte de cartofi prăjiți, e o vale în care se acumulează diverse. Ce se acumulează? Grăsime, galbenă, weight, greutatea, I'm gaining it, o câștig. Cum? Prin cartofi prăjiți. Așadar, aici, în a doua imagine, cineva s-a jucat, a parodiat logo-ul McDonald's, dar parodiind, nu doar te joci, ci transmiți un mesaj. Gândește-te, dacă nu ai fi știut de logo-ul inițial, adică de la ce s-a plecat, ce se parodiază, ce ți-ar fi spus imaginea asta? În mod cert, mai nimic. Greutatea, o câștig, I'm gaining it, așa și... Reține! Pentru a înțelege, a gusta o parodie, trebuie să știi de la ce s-a plecat, ce parodiază. Trebuie să știi foarte bine originalul, punctul de plecare. Parodia e o continuare, nu un început. Dăunează cu ceva originalului o parodie? În niciun caz. Cu tot mesajul acelei parodii, vom continua să ne bucurăm de cartofii prăjiți de la McDonald's. În literatură, parodia este o imitație satirică a unei opere cunoscute publicului. Este o operă care mimează originalul, folosind ironia ca procedeu principal. Dar acum, haideți să trecem totuși la poema chiuvetei de Mircea Cărtărescu, pe care îl poți vedea în imaginea centrală și în toate celelalte, desigur, în care Mircea Cărtărescu se gândește la Mircea Cărtărescu, care se gândește la... Este o poveste în poveste, o povestire în ramă, o tehnică artistică. Poema chiuvetei a fost publicată în volumul Totul în anul 1985. Cine este Mircea Cărtărescu? Este unul dintre cei mai cunoscuți autori români contemporani. Profesor universitar, poet, prozator. A debutat ca poet, dar astăzi are un succes răsunător ca prozator. În ultimii ani s-a numărat printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură. Și da, este prezent pe rețelele de socializare pe Facebook, unde îi poți urmări postările și îi poți da like. Ce urmăresc în această lecție?
ca la sfârșitul activității să fii capabil să citești expresiv textul poetic, să identifici elementele de versificație specifice acestui tip de text, să identifici secvențele poemului, să precizezi tema lui, dar mai ales să te familiarizezi cu poemul postmodernist. Acum îți voi citi eu textul poeziei, dar tu poți apăsa butonul de pauză și poți citi în ritmul tău. Poema chiuvetei de Mircea Cărtărescu. Într-o zi, chiuveta căzu în dragoste. Iubi o mică stea galbenă din colțul geamului de la bucătărie. Se confesă mușamalei și borcanului de muștar. Se plânse tacâmurilor ude. În altă zi, chiuveta își mărturisi dragostea. Stea mică, nu scânteia peste fabrica de pâine și moara Dâmbovița. Dă-te jos, căci ele nu au nevoie de tine. Ele au la subsol centrale termice și sunt pline de becuri. Te risipești punându-ți auriul pe acoperișuri și paratrăznete. Stea mică, nichelul meu te dorește. Sifonul meu a bolborosit tot felul de cântece pentru tine, cum se pricepe și el. Vasele cu resturi de conservă de pește te-au și îndrăgit. Vino și-ai să scânteiezi toată noaptea deasupra regatului de linoleum, crăiasă a gândacilor de bucătărie. Dar vai, steaua galbenă nu a răspuns acestei chemări, căci ea iubea o strecurătoare de supă din casa unui contabil din Pomerania și noapte de noapte se chinuia sorbind-o din ochi. Așa că, într-un târziu, chiuveta începu să-și spună întrebări cu privire la sensul existenței și obiectivitatea ei și, într-un foarte târziu, îi făcu o propunere mușamalei. Cândva, în jocul dragostei, m-am implicat și eu. Eu, Gaura din Perdea, care v-am spus această poveste. Am iubit o superbă dacie crem pe care nu am văzut-o decât odată. Dar ce să mai vorbim? Acum am copii preșcolari și tot ce a fost mi se pare un vis. Acum, cu siguranță ai înțeles fondul sonor care te-a însoțit de la începutul acestei lecții. Pe ecran a apărut o fișă de lucru, primele exerciții dintr-o fișă de lucru. Îți propun să rezolvăm împreună niște exerciții care sunt gândite pentru a te ghida în înțelegerea textului și mai ales pentru a te ajuta să te familiarizezi cu poemul postmodernist. Te sfătuiesc să apeși butonul de pauză, să încerci singur să rezolvi exercițiile pe care le vezi pe ecran, apoi să asculți și câteva indicații de ale mele. Așadar, pentru exercițiul 1. Care are următoarea cerință. După o primă lectură a poeziei, priviți din nou poezia și notați care sunt elementele care vă atrag atenția. Ai observat, desigur, la o relectură a poeziei că la nivel formal se aseamănă cu poezia modernistă și neomodernistă. Fiecare vers începe cu literă mică, în afară de primul. Strofele sunt inegale ca mărime, măsura versurilor, variabilă. De la 5, versul te-au și îndrăgit, la 24 de silabe. Așa că într-un târziu, chiuveta a început să-și pună întrebări cu privire la... Fără rimă. Așadar, libertate prozodică absolută. Observăm ortografia numelor proprii. Acestea nu sunt scrise cu majusculă. Moara Dâmbovița, Pomerania. Observăm nonconformismul la nivelul ortografiei, versificației, al punctuației. Exercițiul al doilea. Acesta ne cere să identificăm cele două secvențe ale poeziei. Observăm tehnica povestirii în ramă. Așadar, prima secvență cuprinde relatarea episodului dragostei chiuvetei pentru micuța stea galbenă. Rama, cea de-a doua secvență, cuprinde confesiunea Găurii din Perdea, care vorbește la rândul ei despre o iubire neîmplinită, trăită în urmă
cu ceva timp. Exercițiul al treilea îl voi comenta împreună cu exercițiul 4. Aici se văd și celelalte exerciții pe care le vom face imediat. Exercițiul 3 ne cere să enumerăm personajele, iar exercițiul 4 se referă la vocea lirică obiectuală. Așadar, enumerând personajele, sigur ai observat că lipsește cineva. Cine? Cine lipsește? Omul! Este vorba de o dezumanizare la propriu și la figurat. Poetul postmodernist coboară în stradă, redescoperă poezia cotidianului. Legat de spiritul ludic, este o caracteristică a poemului postmodernist. Reține, poetul postmodernist se joacă, dar jocul are o seriozitate aparte. Exercițiul 5, cel care ne cere să identificăm tema poeziei, este cel, apare și pe ecran, tema poeziei. Ai descoperit desigur că tema este iubirea imposibilă. Iubirea dintre două entități incompatibile, iubirea nefericită, neîmpărtășită, se parodiază ideea de cuplu, format din entități incompatibile. Are și o temă secundară, imposibilitatea comunicării, criză a lumii postmoderne. Criticul Eugen Simion numea poema chiuvetei subtil poem al incomunicării. Exercițiul 6 are următoarea cerință. Schematic stabiliți relațiile care se stabilesc între personajele acestei poezii, indicând obiectul pasiunii fiecăruia în parte. Ai stabilit relațiile dintre personaje? Sunt sigură că da. Chiuveta iubește o stea galbenă. Steaua galbenă iubește o strecurătoare de supă. Chiuveta îi face propuneri mușamalei. Gaura din perdea a iubit o superbă Dacie Crem. Strecurătoarea de supă iubea pe altcineva la fel și Dacia Crem. Așadar, niciuna dintre iubirile, pasiunile din text, nu e împărtășită. Fiecare iubește pe altcineva. Niciodată iubirea nu e reciprocă, nu e împărtășită. Exercițiul 7. Mircea Cărtărescu a fost numit de critica literară cel mai romantic dintre scriitorii români postmoderni. Poema chiuvetei amintește de un mare poem romantic din literatura română, care este acela: ce relație putem stabili între cele două poeme? Sunt sigură că știi răspunsul. Poema chiuvetei ne amintește de Luceafărul Eminescian. Poezia este o parodie a Luceafărului. Chiuveta are o pasiune imensă pentru o stea. Deci, cineva de undeva dintr-o casă iubește o stea de pe cer. Iubirea lor este imposibilă. Sunt două entități incompatibile. Iubirea nu este reciprocă. Exercițiul 8 acum. Comparați cele două poeme având în vedere următoarele aspecte: titlul, tema, personajele, cadrul spațio-temporal, limbajul. Așadar, titlurile. Să ne uităm din nou la titlurile lor. Luceafărul. Cine este Luceafărul? Este ființa superioară, este geniul neînțeles. Poema chiuvetei. Chiuveta. Ce poate fi mai banal de atât? Chiuveta, obiectul din bucătărie care bolborosește și prin care se scurge mizeria de pe vasele murdare de conservă de pește. Cine vreodată a mai dedicat o poemă chiuvetei? Și scriitorul postmodernist poate fi original, face ceva ce n-a mai făcut nimeni. Nu uita, tot ce face scriitorul aici e intenționat, totul e intenționat. Despre tot și toate s-a scris. Eu, scriitorul, am sosit atât de târziu în paradisul literelor. Despre ce să mai scriu? Legat de temă. Un singur lucru vreau să remarc. Luceafărul are ca temă principală destinul omului de geniu. Într-o lume mărginită, meschină, ostilă, incapabilă de a-l înțelege.
În poema Chiuvetei avem o lume mărginită, meschină, ostilă, din care a dispărut omul de geniu. Ba chiar a dispărut omul de tot. Personajele. În Luceafărul avem o stea, Luceafărul, o fată de împărat devenit apoi Cătălina, apoi Cătălin, demiurgul. În poema Chiuvetei, personajele sunt obiecte banale. Și nu este o fabulă. Obiectele casnice banale apar într-un poem de dragoste din care oamenii au dispărut. Obiectele s-au umanizat. Au emoții, sentimente în locul oamenilor. Oamenii au dispărut, dar iubirea nu. Însă, în lipsa comunicării, nu poate exista iubirea reală. Cadrul spațiotemporal. În Luceafrul avem cerul, palatul, grădina. Totul începe ca în basme, cu a fost odată. În poema Chiuvetei, totul se întâmplă în bucătărie. Când? Oricând. Într-o zi, ne trimite la banalitate, la cotidian. Limbajul. Limbajul Luceafărului este sentențios, metaforic. În poema Chiuvetei, limbajul este prozaic. Prozaismul este evident în limbaj. Poemul are un text brutal, apoetic. În final, aș vrea să-ți mai spun ceva. Ai grijă că cine nu știe ce înseamnă postmodernismul poate păți ca jurnalista Mirela Voicu, care denigrează poema Chiuvetei, neînțelegând nimic din nimic și evident neștiind nimic despre postmodernism. Ironia acesteia este evidentă în rândurile următoare publicate pe site-ul DeceNews. Un copil de clasa 9 m-a rugat să-l ajut să facă un comentariu pentru ora de română. Nu că nu s-ar fi priceput singur, dar poema vieții le fusese prezentată ca fiind un Luceafăr contemporan. Măi să fie, să se fi reîncarnat Eminescu într-o pagină modestă din manual de-a noua. Caut poemul, pardon, poema, că și aici e o discuție, poem sau poemă, ce a vrut poetul să spună și citesc. Articolul se încheie. Mihai Eminescu a fost cel mai mare poet român. Cel care a scris poema Chiuvetei are șanse să câștige premiul Nobel pentru literatură, dar nu înainte de 2020. Să-i ajute Sfânta Chiuvetă. Dumneavoastră, ce părere aveți despre faptul că o astfel de poezie există într-un manual de clasa 9? Ce să mai zicem? Când nu stăpânești un subiect, mai bine nu începi să discuți despre el. Pe de altă parte, nu este deloc adecvată prezența poeziei într-un manual de clasa 9. Amintește-ți de situația cu logo-ul McDonald's. Cum poți înțelege o parodie dacă nu cunoști originalul? Elevii de clasa 9 nu au studiat încă poemul eminescian, deci nu au cum să înțeleagă sau să guste mesajul poemei Chiuvetei. Și legat de cele spuse, o parodie nu dăunează cu nimic poemului pe care îl parodiază. Poemul eminescian nu a suferit absolut niciun fel pentru că există poema Chiuvetei. Acum îți propun un exercițiu de aprofundare. Ținând cont de toate aceste afirmații din Chenar, scrie un text argumentativ de cel puțin 150 de cuvinte în care să arăți că poema Chiuvetei de Mircea Cărtărescu este o creație postmodernistă. Sursele imaginilor, sunetelor și ale altor elemente folosite în acest PowerPoint sunt cele din imagine. Obositor? Sper că nu. Și mai sper să ne revedem cu bine.